Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Struza, ora de veche, studio Epoch Times, scurt și cuprinzător la numărul 9. Știți și dumneavoastră ce vrem să spunem, la câtă nebunie a cuprins România și nu doar România, dar ne doare foarte tare ce se întâmplă în România. Seara asta e mai aproape mai mult decât cămașa. Bună seara, Adrian Struza. Bună seara tuturor, bună seara, Nicoleta Savin. Cei mai vechi știu cum e cu treaba cu numărul 9, ăștia puști, ăștia mai tine, nu știu dacă am mai prins numărul 9, nu știu când au schimbat. Numărul 9, pentru cine nu știe, e opus numărului 6, e cam pe dos așa. Uh-huh. Și există o... că e un 6 în oglindă, întors pe dos, sunt mai multe acolo. Numărul cerului. Dar băieții care prind posturi străine de la spital, de la Obregia, că despre el vorbim, da, altă discuție cu ei. Nu. Și am vrea să începem, că am observat, am transmis un live, am făcut niște transmisii live în timpul weekendului cu celebrul meeting de 100.000 de persoane pe care șoșoacele și șoșocii din România îl prevestiseră, îl aruncau așa pe chelia asupra tuturor, îl agățaseră. Bun, acum... și am observat că lumea ne înjura. Ne înjura foarte tare că ne făceau useriști. Acum e ciudat că dacă... Cum suntem? Eu sunt Epoch Times, useriști, mai ales rolul de Dan Andiacu. Acum, dacă întrebi useriștii și până la urmă istoria a vrut să întrebăm, să sondăm astăzi useriștii și nu orice useriști, ci anume pe șeful lor, dacă poate fi considerat userist, mă rog, nu știu, dar e șeful USR Plusului. Că am înțeles că USR Plusul vine mai mult plus decât USR zilele astea. Am înțeles. Pentru că dacă pe domnul Cioloș nu puteau să-l facă să fie votat de români, au făcut o struță, o cămilă. Au făcut o încălecare. Și anume domnul Barna, care s-a supărat pe Loredana Diacu în Parlament astăzi și a întrerupt o conferință de presă din cauza insistenței acestei reportere extraordinar de, cum să spun, nu obraznice, dar incisive. Dați-ne și nouă filmul, ne distrăm așa un pic la început și vedem după aia. Barna, ce le recomandă pe Emil Stămărtenean, vicepreședinte la ANAF? Experiența profesională, faptul că este un om care are experiență în domeniul economic. Am văzut acele atacuri din presă, din punctul meu de vedere total surprinzătoare. El s-a prezentat în fața Biroului Național, a convins toți membrii Biroului Național, n-a avut nimeni intern vreo obiecțiune. Este un atac de presă, cum ar fi, te implici în politică, pățăști, cam asta e realitatea în cazul și în cazul acelui coleg. Am văzut mulți dintre colegi. Este potrivit pentru această funcție? Da, fără îndoială, este o decizie pe care ne-am asumat-o. 3 ani și apoi 2 ani a vândut cartele de telefon mobil. Adevărul este că și am vândut cablu, semnal de cablu în blocuri în perioada de studenție, deci puteți spune și despre mine că este un om care a vândut cablu. El a făcut asta după ce a terminat facultatea. Și nu văd de ce ar fi rușinos sau în ce măsură vânzătorii de telefoane mobile sunt persoane care ar trebui să le reproșăm. Nu o să comentez mai departe, este o numire pe care nu o asumăm și este un om în care am foarte mare încredere. În rest, atacurile pe care le primește de la partea altor colegi care fac asta prin presă, e dreptul și efectul, mă rog, face. Barna, de ce un articol critic este catalogat drept atac de presă? Nu este limbaj gen PSD? Mă rog. Vă așteptați ca premierul să semneze această propunere venită din partea USR doar pentru că funcția revine partidului din care faceți parte? Nu există niciun element pentru care colegul meu să nu fie îndreptățit pentru poziția respectivă. Deci un articol critic în presă, domnule Barna, este catalogat drept atac. Nu este ca pe vremea PSD-ului? Ceva în CV-ul domniei sale, în afară de cele enumerate de colegele mele, care să-l califice pentru această funcție? CV-ul respectiv este un CV care este adecvat pentru poziția respectivă, o decizie pe care partidul nostru și-a asumat-o. Repet, nu o să detaliez mai mult aici pentru că e un atac de presă, îl înțelegem, nu e primul. Ce atac de presă, domnule? Deci un atac de presă argumentați. Încercăm să înțelegem. E cam retorica PSD-ului când spuneți atac de presă. Am înțeles poziția dumneavoastră, mai sunt alte întrebări, dacă nu, mulțumesc, mă retrag, o zi bună. Haideți, domnule Barna, v-a supărat pe aia să știți că o trag de urechi până îi le fac așa până la cot aici. Mogulu, mogulu! Să vă întrebe, domnule, să vă întrebe de ce... Mogulu mic! Deci nici măcar n-a ajuns bine nicăieri cu partidul ăsta pe care s-a suit
l-a încălecat, nu vreau să fiu foarte vulgar, dar nici n-a ajuns nicăieri cu el. Acum numai bine că îl bagă puțin prin oroaie. Și a început să vorbească precum băieți ăștia, oligarhia veselă roșie, baronii roșii, presa atacă, domne, nu suntem noi, nu l-a pus pe omul ăla care vindea carduri. Bă, poate să pună pe cine vrea. Exact. Da? Că așa s-au înțeles, s-au bătut palma. Poți să vii cu ei de acasă, mă, poți să-i scoți ce a făcut. A vândut chiftele în gară. Bun. Și zici, da, zic, nu, n-are cazier judiciar, îl punem acolo, în fruntea, da? Ce contează? Anaf, whatever. Nu? Problema e câtă experiență ai și ce poți să faci. Treaba e că nu vi se pare că o să aveți de dat socoteală cuiva, la un moment dat. Adică credeți că lumea e tâmpită, nu înțelege ce faceți dumneavoastră acolo? Întrebare. Nu e clar că toate astea erodează din mine și după ce presa vine și zice, domne, stai așa un pic, ce faci? Încep să rolul nostru cu... e să te luăm de nas când te prindem, nu? Fără niciun fel, nu facem. Am închis ochii pe niște porcării pe care le fac intern, ne-am plictisit. Noi. Ăsta e omul care nu vrea să dea luni de zile salariile la USR și venea și ne băga GDPR. Să spună care e salariul, da. GDPR, că nu se poate. Hai, domnule, vorbesc serios, filtrează numele, lasă vrăjeala. Nu, dar domnul acesta este cel care vorbea despre transparență, numele USR-ului, și domnul acesta spunea... Oameni noi în politică. Da, despre competență și de oameni noi în politică și de oameni adecvați deci, în politică. Apropo de băieții care ne fac pe noi useriști, fumați în altă parte, că e nici măcar nu e, dă halucinații. Noi. Stați din știți că n-am luat bani la niciun partid. Și n-am luat bani de la niciun partid, nu ca să ne jurați noastră că am luat, ci ca să, știi, până la urmă zici, domnule, trebuie să fie cineva și ok în țara asta pentru oamenii ăștia. Știi ce zic? Corect. Toți oamenii ăștia din România au fost obișnuiți că toată lumea în presă, bun, cu niște excepții foarte puține, printre care probabil te numești și tu, fac porcării, iau șpăgi, fac anchete și se duc la parandărăt, toate porcările din presă, toată mizeria, tot biasul, toată înclinarea, doamne, nu se poate. De dragul bunului Dumnezeu, trebuie cineva să facă, să fie cum trebuie să fie, nu de altă, dar lumea așteaptă. Și dacă oamenii din România nu vor justiție, nu mai vrea nimeni pe lumea asta. Nu toți. Nu colanii ăștia din Parlament. Așa nu au ce treabă cu justiția. Ar vrea să-și facă mendele și să vorbească sfărăitori și să-ți dea lecții de moral. Nu ăștia. Nu. Oamenii după stradă. Și nici aia toți. Dar sunt unii care cărora le plânge inima după justiție. N-am avut nu știu, cât în 4-6 încoace. Și dacă cineva își imaginează că noi ăștia de la Epoch Times suntem înjini sufletul cu niște bani amărâți, pe care oricum nu-i avem, și dacă am avea, ce? O să mâncăm mai mult? Să ne facem grași ca porci? Ce să facem? Da? Grăsimea dăunează grav sănătății. Dacă își imaginează cineva că o să ne mânjim cu bani ca să ne mânjim sufletul cu porcările ăstora și să devenim la fel ca ei, poate totul înseamnă că n-ați înțeles nimic din toată treaba asta cu presa. Dar cred că va fi timp să vă edificați. Așa părerea mea. Pentru că timpurile sunt grele și evoluează într-un sens destul de ciudat. Și amențitor. Și cred că se vor separa. Știți cum e că de 200 de ani încoace vin și le amestecă. Știi? Bogații cu săracii, comuna din Paris, preoții cu mirenii, cu sticăloșii, cu desfrânați. E o amestecătură, știi, la copii, la clasă. Amestecă-i pe unii cu alții. Straight cu gay, transgender cu netransgender, bărbăieți cu fete. Este un haloimis total. Bine cu rău, relativizare morală. Astea sunt timpurile. Dar uitați-vă bine, frumos, că eu cred că a început o centrifugă așa, care separă pe cei ușor la suflet, pe cei grei de păcate. Dacă nu fie așa, să mă stuchiți în ochi. No. Dar mai durează un pic până o vede toată lumea. Asta e tot. Noi care, unii dintre noi mai știm că vine și nu e că suntem inteligenți, pur și simplu ni s-au arătat semne. Și nu. E ca la mănăstirea de tămâie, știi, nu? Dar în orice caz, luați-o încet cu jurăturile, că o să fie cu dinți pe jos și e păcat că dentiștii atâta așteaptă. Vând caramele și te așteaptă la cotitură. Acum, hai să dăm ce s-a întâmplat în țară. Au sărit băieții ăștia, protestatarii noștri, auriști. Suta de mii din stradă, care au vreo 1000 și ceva, hai să zic 2. Acum, lumea zice, domnule, sunteți... Stai, 2000 în condițiile în care s-au plimbat pe străzi, Adrian, asta vreau să punctez, că asta e moda la protestele anti-Arafat, așa s-a inaugurat atunci. Ne plimbăm pe stradă, nu ne întreabă nimeni nimic. Venim de la Calea Moșilor, de la Bucurobor, de la
tinere, tu ești, mai știu eu pe unde, patrulăm și în felul ăsta să mai iau niște gură cască după noi. Corect. Pentru că dacă ei stăteau în locul în care echipurile au declarat mitingul, și dacă l-au declarat, nu erau. Știi cum a fost? L-a declarat de plan, cel puțin pe unul de sâmbătă, parcă, și a declarat 95 de persoane, că e o limită de 100. Da. Și nu erau nici 95, că i-ai fi băgat pe toți. Cum spunea, scria cineva pe Facebook, îi băgai în fântâna de la universitate pe toți, dar s-a mai strâns. Problema e așa. Sunt mulți care stau în casă și care nu ies afară. Dar gândesc la fel. Nici nu-ți vitești, dar sunt nebărat. Adică e foarte greu. Românul mai au puțin și s-a ascuns sub pat. Românul a învățat lecțiile istoriei. Bavi rușii, bavi în turcii. Tu bagă de sub pat, acolo stai, mănâncă din grăsimea aia ce ai strâns și tu, roade acolo, fă... Adună grăsime, se cheamă, este o expresie germană. Adună grăsime la tine acolo, ca bursucul, pe sub pat. Și după aia vezi tu, te duci și faci tu pe acolo. Vezi, nu te, să nu stai ăștia gâtul, că e lumea supărată. Da? Bun. Asta i-a învățat istoria pe român. Ce să faci? Lasă că poate reușesc să trezească și ei să fie puțin mai demni. Acum, s-au dus la B1. Da. S-au dus în față la B1. Parascovenie. Care, și nimeni nu prea... Noi am transmis, sau mai transmis și alte site-uri de-astea, mititele. Ni s-a părut nu ok. N-avem nicio treabă cu B1. Și cu frații Bobby Păunescu, ăștia, Păunescu chiar mai puțin. Da? Ne avem prieteni ca... Nu ca cu peretele, George, da. Constantin Păunescu și Valentin Păunescu, ca să nu ne luăm de Bobby, să nu zicem că, vezi, Doamne, trebuie să plătească fiii pentru păcatele părinților. Nu știu, Doamne, că nu e să fie la ei acolo, n-avem treabă cu ei, dar ce vreau, te duci să... Cum n-avem treabă cu ei? Adică dosarele vechi Bancorex, George Constantin Păunescu, Italia, marele tundat atunci. Da. Nu e nicio problemă. Fiecare o să tragă și ultimul cent pe care l-a furat de la vreun copil. Adică să nu și închipuie cineva că B1 e făcut din niște sfinți, dar nici nu-i corect să te cheme aur și să te duci să hăituiești. Ce faci? Te duci acolo să faci presiune? Pe la antrenat aici nu vă duce și voi, că au făcut o grămadă porcării de-a lungul anilor. A, nu? Păi nu, ei fac presiune pe B1 și pe realitate. Să duc în studioul la antrenat. În studioul și iar regalul, în ghilimele, adică țigănia, ca să zicem, paia dreaptă. Nu, nu vorbim de țigănia. Că de la România TV te poate lua, nu egalează nimic. Te poate lua cu legea antițigănească. Foarte Nu, că nu e cu legea antițigănească. Este o vorbă. Când faci un lucru aiurea, se cheamă țigănie. Nu am inventat eu. Ne ducem la Dex. Așa e Dex. Ce cu țigănia asta? Scoatem noi cuvântul din Dex. Păi da, scoatem și negru. Și marea neagră nu trebuie să se numească pestriță, albă, roz, și, nu știu și de care. Cum ai vrea? Stai așa un pic. Și cum ai vrea să... Să schimbe cuvântul, dar cum să se cheme? Nu știu. Românie? Apar n-am. Că dacă ar fi prost, adică ne vine cam greu la maț. Știi că dacă îl faci, să nu mai zici, ca să zici rom. Nu. Și ar fi Românie. Păi că nu mai... Ei, hai să nu mai zic dar asta. Dar nu vrem să folosim. Dar la postul domnului Ghiță, mai mult sau mai puțin fugar, mai mult sau mai puțin dezirabil... La domnul Ghiță este la spital, la numărul 9. Așa. Se întâmplă niște lucruri de mare spital, pentru că acolo sufă niște burtiere din acelea, zici că ești la Revoluția din 1989. Au imagini din prima zi în care se caftesc oamenii cu jandarmii, da. Și pe acelea rerulează continuu și scrie că e direct. Da? Și ce vorbesc ei acolo este de noaptea minții. Ești în Revoluția de la 1989 decembrie, mutată în aprilie 2021. Bun. Și au vreun efect? Păi nu știu, că eu nu știu ce e acasă în mințile lor. Pentru că există așa cineva. Că faptul că nu ies în stradă nu înseamnă că nu produce picătura chinezească, nu produce niciun fel de efect. Să fie așa, mi-ar părea bine. Pentru că dacă istoria nu vrea să o ia pe calea aia, nu ia. Vine cineva și toarnă apă în vinul ăla, sau în bere, sau ce au ia acolo. Sau pe focul ăla. Vine și toarnă apă. A luat foc o... Te rog, fără apă în bere, acolo titularul este doar Dragnea. Da, a luat foc o bucată de covor de la noastră, da. Și vine așa un pic de apă, nici măcar nu e multă. Vine un pic, 2 stropi de apă, 3 stropi de apă și se fusie. Și toată lumea zice, cine e băia? Și că apoi este o Dragnea în... Apoi este o Dragnea, rău de tot a pățit-o. Nici nu știe ce, nici nu știe cum a ajuns acolo. Ce l-a atins. Ce vezi? Liviu. De unde au venit stropii? Liviu, hai să stăm, uite, hai să stăm la o bere. Tu bei bere, eu nu beau bere. Și să stăm frumos, să rememorăm cum s-a întâmplat de a ajuns tu aici, călare pe butonii aia frumoși de diamant sau de ce era. Ții minte când a pus pariu pe vin și pe mici și bere? Și a venit bietul taximetrist de la Galați care a plecat, după aia care a plecat în state? Dințele. În sfârșit, ăștia sunt oamenii, deci istoria nu merge unde vrea România TV, ok?
Îmi pare bine. Ar fi mers. Până acum ar fi mers. Sunt niște factori care, în măsura în care factorii ăia înțeleg ce se întâmplă, stau pe niște garduri, văd mai departe pe stradă, așa, și factorii ăia zic, nu. Nu vrem asta. Credem că viitorul României, sunt niște factori care au grijă de viitorul românilor. Acum, unora s-ar putea să le convină viitorul ăla, altora s-ar putea să nu le convină viitorul pe care îl croiesc oamenii ăștia, persoanele astea, că nu știu ce sunt, oameni, neoameni, e complicat cu ei. Și în măsura în care acești factori se aliniază la niște mișcări divine, așa, la niște curente pe sus sau pe jos, dorințele lor se împlinesc. Și când zic că nu vrem pe acolo, vorbesc cu Fluviu, istorie. Nu vrem pe acolo, vrem mai încoace. Și cam aici credem din cauză că nu e bine. Și atunci, dacă ei sunt ok, fluviul ăla al istoriei ascultă. Foarte interesant. Foarte interesant, că istoria e fluidă. Și asta bulversa, are darul de a bulversa pe absolut toată lumea, de la Caltech și de la CERN și de la fizică teoretică, mari teoreticieni, că nu mai sunt foarte mulți, dar sunt câțiva, care spun că, domne, istoria până la urmă e, viitorul este un fel de, sunt mai multe viitorul și noi le alegem cumva subsumat, integrat, e foarte complicată teoria și nici ei nu sunt convinși că nu sunt, n-au fumat. E o poveste ca cea a bioplasticității creierului. E dar, tot acolo bate. Dar, una între alta, cred că istoria e scrisă zi cu zi, ceea ce e complet ciudat față de ce. Părerea mea că, știți, de la experimentul ăla cu fotonul care merge pe fantă și dacă te uiți la el se transformă în undă, dacă nu, cred că lumea ar trebui să introducă, și am văzut că am început să o facă, am fost foarte mirat de fapt. Orice obiect observat își schimbă comportamentul. Am început să introducă orice obiect. Să introducă conștiință, e un factor, un parametru care se cheamă conștiință. Am văzut o teorie, 8 dimensiuni cu tetraedre, o găselniță mai nouă a fizicii, că tot încearcă oamenii săraci să creeze un model care să unească toate alea, tot dichisul. Relativitatea și mecanica cuantică, de exemplu, nu se bat deloc, nu se pupă. Și vin cu teorii. Și unele teorii sunt bizare, altele teorii sunt mai ușor de înțeles. Există asta cu 8 factori, 8 dimensiuni și vreo 5 factori, complicată foc. Unul dintre ele, conștiința. Am zis, what? Am trebuit să o văd și pe asta. Oameni de știință care vorbesc despre conștiință. Știi că de obicei... Fug de ea. De la Pascal încoace. E câh și nu e academică. E de la Pascal încoace, numai oamenii au suflet, după care au băgat-o și cu... Întâi au fost numai albi, după aia au băgat și indigenii, că până la urmă li s-a părut că sunt nice. După aia au băgat toți oamenii, după care au început că și pisicile, nu astea de pe Facebook, alea după la 1800, că până la urmă și ele zic, miau, te recunosc, deci ceva trebuie să fie acolo. Nu? După aia au băgat plantele cu Cliff Baxter în 60 și sau 50 și ceva. Mm-hmm. Da, power. Dar mai sunt și altele. Virusii știu, bacteriile, mi-a întrebat nimeni. Dar pot produce foarte multe mutații. Proteinele? În ADN-ul nostru. Cu proteinele, ce facem? Băgăm și proteinele acolo, la capitolul pline de viață, da, cristalele de coarț care cresc singure, nu știu, cresc sau nu cresc? Da, cresc. Și atunci ce faci cu ele? Cum cresc? Cum știu să se așeze? Hai să ne gândim un pic. E complicată viața și știința în general și e bine să nu rămâi prost. Odată cu... Și e bine să nu fii categoric și să tragi concluzii definitive. Aproape că dai dreptate stupidei ziceri, niciodată să nu spui niciodată, căci nu se știe. În știință, dacă ai spus case closed, ascultam un film, mă uitam pe un film pe Prager University, case closed, păi dacă oamenii de știință spuneau case closed, nu rămânea la mecanica newtoniană, nu? Corect. Știi? Și cum adică case closed? Iubesc oamenii care se îndoiesc de tot ce aud. Da, ăsta e universul. Și nu iau de bun. Dar asta e minunăția vieții umane, că nu trăiești într-o cutie stupidă făcută din Washington Post și New York Times în partea ailaltă și în față Digi TV și în spate România TV, ca să te abrutizezi cu totul. Nu trăiești în cutia asta a lor de mediocritate și de refuz de a vedea lucrurile și
oportunitățile pe care ți le deschide viitorul. Că oamenii se întreabă, sunt experimente pe la 1900 care nu sunt elucidate nici acum. Nimeni nu știe ce ne-ar vrea să întâmple acolo. Da? Corect. Cu electronul care se transformă în undă. Și toată lumea are senzația că lumea știe tot. Hai, mă lăsați. Numai prostia are își permite să facă asemenea aserțiuni. Lumea nu știe o grămadă de lucruri. De la Socrate încoace. So, în sfârșit, eu zic să rămânem inteligenți, totuși. Corect. Și să ne ducem... Cu ce continuăm? Că sunt așa de multe subiecte. Domne, se înființează, sunt niște, apropo de educație, că vorba băiatului ăla de la, nu știu, era un american ceva. Crezi că educația, ziceți că educația costă. Să vezi cât costă ignoranța. Matematica. Ignoranța. Nu, matematica. Mai întâi să dăm cezar. Nu. Matematica e pe locul 20. Să dăm cezarului, ce al cezarului. Se deschide o școală cu bani, dar niște cursuri online cu bani. Însă maestrul școlii respective sau profesoara, că e o profesoară, părea mea că, doamne, cred că merită. Dați-ne și nouă filmul, celălalt film. Al ediției. Tu știi la ce. Știu, e așa. Da. Doamne, cred că merită. N-aș vrea să comentez până nu o vedeți. În disperare de cauză, atenție, aceasta nu este cauza mea. Vreau să înțelegeți un lucru. Pe mine personal, ceea ce se întâmplă în această țară nu mă afectează. De ce? Pentru că nivelul meu financiar, intelectual, social, etc., îmi permite să mă descurc din orice punct de vedere în România. Adică cum? Adică cum știți toți că se descurcă absolut toți oamenii. Cunosc oameni în toate mediile, pe toate palierele, etc. Pe mine nu mă afectează ceea ce se întâmplă în România și nicăieri, pentru că v-am spus de un milion de ori, această mascaradă este pentru săraci. Ok? Așadar, tot ceea ce eu fac prin aceste verdicte politice este să încerc să trezesc populația imbecilă și să vă anunț și să rămână dracului înregistrat că tot ceea ce eu vă spun se va întâmpla, că oricât de la nebuni pare ceea ce vă spun eu, este adevărat și se întâmplă în fiecare minut în care eu vă vorbesc. Așadar, în disperare de cauză, am ales să fac niște verdicte politice scurte, moca, pentru toată lumea. Voi încerca de câte ori pot, atenție. Cine vrea să fie deștept, repet, își ia aplicația. Cine vrea să fie prost, nu și-o ia și rămâne pe ce mai prinde moca făcut de mine. Așadar, pentru că așa e firesc. Ca să mergi la școală, plătești. Ca să-ți iei un prof bun de ceva, plătești. Ca să-ți spună cineva cum să treci. Bun, acum... Da, profesoară. Care are aplicație? Înțelegi? Pe care trebuie să o cumperi. Și altfel rămâi prost. Deci, dacă vreți să rămâneți prost... Sau sărac. Eu aș vrea să rămân puțin prost la faza asta. Știi? Mai încolo a zis că și mare lucru că plătiți 10 lei pe lună. Da, 10 lei pe lună la jumătate de milion care sunt... Eu nu știu. Deci, eu rămân consternată în continuare. Cum de... Cumpănașul... Doamna Budeanu, Șoșoac, nu știu dacă doamna, Șoșoaca, Aur, și toată, George Simion, că e campa. Aur, George Simion, Diplan, și toți oamenii de genul ăsta. Zeus. Reușesc, ajungem și la Zeus. Oana Lovin. Ajungem la trompetele Rusiei, care cer scuze la ruși și se duc cu flori la ambasadă. Este fascinant. Așa, deci cum oamenii aceștia au această audiență și cum sunt în stare să dea bani să o vadă pe doamna Budeanu. Deci asta pe mine mă depășește. Vorbim complet. Fraze lungi cu fracturi de logică câte 2-3 pe metru pătrat. Acum, întrebarea ta e retorică sau vrei să răspundem la ea? Mă te rog că să răspunzi. Nu înțelege. Eu, părerea mea că poate dacă ne ținem în metafore, zic unii că spunem jumătăți de adevăr. Studiind eu alcătuirea, așa cum o fac de câți anișori, de așa. 20 ceva de anișori, am constatat că, domne, există o chestie care se cheamă adevăr.
Și ai, adevărul ăsta zice, doamne, vorbește, stai idealist, inginer, ceva din Canada, are bani, nu știe el care treaba. Nu, 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 e o treabă foarte serioasă și concretă. Mm-hmm. Te izbește câteodată. Acum, vii dă peste tine. Se, poți să dai peste el, dar se, în România nu îl întâlnești foarte des pe stradă. La televizor nici atât. Nu că se ascunde, se ascund oamenii de el. Bun, da, să nu intrăm acolo. Dar câteodată mai dai peste el. Domnul adevăr. De adevăr. Și de obicei îl mai poartă oamenii. Că nu-l găsești așa prin copac. Ci, îl poartă oamenii pe umeri, pe creștetul capului, în gânduri, în ochi, pe față, îl mai poartă. Acum, dacă îl porți și tu, sau dacă l-ai servit, așa, la ocazii, nu tot timpul, că nu e nimeni sfânt pe aici, dar la ocazii, major, mai ales când ți-a fost pielea, da? Deci dacă nu l-ai vândut pe o piele de drac, dacă ai reușit să nu-l vinzi la pe piei de drag și pe cai vers pe pereți, pe butoni și pe mașini străine și pe ce ai vrut tu să faci, dame, bine, nu știu, fiecare cu boalele lui. Deci dacă ai ținut de el și l-ai servit, te mai ajută și îl păstrezi din tine. În momentul în care îl vezi în altcineva, te conectezi cu el. Mm-hmm. Acum, unii dintre noi suntem ca niște ștechere vechi. Asta mai este nici măcar nu e analogia mea, este analogia unui mare mentor spiritual de-al meu. Și mă, niște ștechere vechi, dacă le bragi în priză și sunt ruginite, unii luminează foarte stins sau deloc. Și atunci părerea mea e că românii s-au obișnuit atât de tare cu dictonul ăla, că făt frate cu dracu ca să faci nu știu ce cai vers pe pereți, că au rămas acolo în tabăra aia. Și în tabăra aia nu e foarte multă lumină, nici adevăr, și atunci când îl văd pe stradă, nu-l recunosc. Știi ce recunosc? Recunosc minciunile pe care le-au creat. Minciunile pe care le creează oamenii merg după ei. Ca și lucrurile rele, ca și alea bune. Merg după noi. Așa cum se chinuie fizicienii să pună niște variabile locale sau non-locale pe electronul ăla care ba trece printr-o fantă, ba prin două deodată. Și nu știe nimeni exact cum se întâmplă. Și noi punem niște informații, legăm acolo de el, niște informații locale și se duce cu informațiile alea. Pe unde o fi el, se duce cu ele. Acum, cum se duce protonul cu informațiile alea sau electronul, e complicat să povestim. Noi acum nici ei nu înțeleg prea bine. Așa se duc și păcatele și virtuțile pe care le avem cu noi. Uh-huh. Și creează în jurul nostru un câmp. Cu alte cuvinte, dacă tu ești criminal și ai ucis, tu porți crima aia în suflet. E datoria karmică pe care o ai. Stă după tine, chiar și dacă lumea... nu ai suflet, tot o porți. Da, o că să sunt persoane liber, care nu au suflet, Adrian. Ești păcătos, o să fii tu, ce o să faci? O să fii mândru că ai făcut și ai drept? În sine, dar tu știi ce ai făcut. Mm. Ți se spune că ai o datorie. Poți să te prefaci, poți să zici, da, eu sunt mândru că sunt român. Am văzut că unul care e mândru că e român, deși dădea cu foarfeca pe la chineze acum vreo câtva timp, Ponta Viorel Victor, da. Apar la Cristache. Au. La Cristache, dă o relansare acum pe luni, cred că a dat o mâzgă pe internet și a zis... La Cristache Ionuț pe TVR1, probabil, pe TVR1, da? unde zice foarte haios, zice că el a fost mazilit pentru că vroia să ia prea mulți bani de la UE. O știi pe asta? Nu știam. Haide. Mi-a scăpat. Nu știu câte s-a apuc pe câte s-au făcut. Victor Ponta se plânge că a fost alungat din funcție de Uniunea Europeană. Auleu, deci era premier. Uniunea Europeană l-a alungat din funcție. Cerea Uniunea cine asta? Cine Uniunea, mă? Măi, pentru era că tare. Atrăgea prea multe fonduri pentru țară. Timmermans. Deci Ponta atrăgea fonduri. L-a alungat. Ponta atrăgea fonduri. Să-mi trag unul. Știi de ce nu avem autostrăzi? S-a găsit și explicația asta. Na. Din cauza lui, Căvesi. Aia e vinovată? Da. N-am știut până acum. Ce treabă are pachetul general cu construcția de autostrăzi? Că nu mor cu asta. Din cauza ei. Din cauza ei... Tot profunzimea gândirii, ca să nu spun puțul gândirii, așa cum ziceau un articol Catalinci. Podul, vi-l recomand, foarte, da. Foarte interesant, care a avut răbdare cineva de la Podul și a ocupat seara uitându-se la acest famen, acest mincinos, că se știe că e mincinos. Uh-huh. E unul dintre mari mincinoși în România și are capacitatea aia de a minți precum o fac psihopații, știi? Se uită și nu clipesc. Este în stare să rostească orice neadevăr. Cred că este cel mai mare mincinos. Vin după Marte. Pinocchio veritabil. Deci, nu. Uh-huh.
Tu știi mai bine că beai cafele cu el pe când era procuror, cred. Când era procuror și nu era nimic în țară. Era în birou cu Cazanciuc și cu Panait, domnul Contava. Nu vorbi cu el, cuvântul cu P, nu-i place deloc. Dar știu că nu-i place, când au de procuror Panait să face rău, dar cu Panait era coleg și era un om de treabă, sau încerca să fie. Cu Panait? Că intra în grațiile jurnalistelor. El întotdeauna s-a dat drept un om de treabă. Da. Și acum se dă un om de treabă. Exact. Problema e că era în birou cu Panait, înainte ca pe Panait să-l ia să-l mute la alt birou, singur în birou. Da, și până să-i facă expertiză psihologică și să-l declare nebun. Deci pe Panait l-au pus singur în birou. Mm-hmm. Acum eu nu știu cum e în România pe la procuratură, pe la asta, că nu mă pricep pe justiție, sunt chiar prost. Dar în general am observat că șacalii când sau lei, să zicem, dar ăștia nu sunt lei, ăștia sunt hiene, dar să zici, nici tigri, că nici măcar curaj n-au. Fiarele, când vor să iau gazela și o separă, scot de acolo. De exemplu, o mută singur în birou. Nu? Ca să o poți teroriza. Ca să o poți teroriza, ca să-i bagi lucruri sub scaun, ca să-i poți să faci câte lucruri vrei, fără să se prindă nimeni. Ce să-i bagi în pereți? Comprimate de-astea, cu flori de tei, cu de-astea, și să-l calmezi pe om. Da, nu poți să-l calmezi cu toți la o dată în același birou, că îi calmezi pe toți. Și atunci îl calmezi pe el sus, în alt birou. Știi? Vina, și din punctul meu de vedere asta este, și să mă dea în judecată domnul Ponta, chiar dacă n-are altă contribuție. Faptul că a stat în birou atâția ani cu procurorul Panait și cu Cazanciuc, și Cazanciuc și Ponta o știu foarte bine care e problema cu Panait. Și nu au făcut nimic să-l ajute și nu au făcut nimic să-l apere și nu au făcut nimic să-i cinstească memoria și să stabilească adevărul, îi descalifică. Da? Arată că sunt două trepe, și domnul Cazanciuc și domnul Ponta. Și, repet, asum această categorisire, fie și numai pentru faptul că au tăcut și nu au făcut nimic. Eu cu Teodorovici am luat 95% din toți banii europeni, am adus în România. Așa vai, ce geniu! Cum am fost noi, niște bandiți, niște plagiatori. De ce zice ele? Da, doamne, am plagiat, da. Și-a plagiat doctoratul, dar am mai și făcut. Care, de fapt, și domnul Teodorovici a făcut foarte mult. Nici măcar nu. Și domnul... Au venit 25-30 de mii. Ce nu înțelege lumea de miliarde? Că este că banii pe vremea lui Ponta veneau din munca celor dinaintea lui. Banii ăștia nu vin dați pe mâine. Ponta n-a fost premier decât vreo 2-3 ani. A cules roadele mandatului anterior. Tu culegi întotdeauna roadele mandatului anterior, că unul dintre motivele pentru care grupul ăsta criminal organizat, care se cheamă, nu e măcar nici mai PSD, e toată șleacta asta la putere, din când în când mai pune și oameni, din când în când, așa, odată la când se nimerește, la 3 mandate, mai pune oameni de dreapta sau, da, de ăștia mai cinstiți câțiva, că nu sunt toți nici acolo, că trebuie să mai facă și cineva treabă, da? Deci nu stăm noi să facem. Nu, trebuie să ne și refacem pentru că ne-am uzat și atunci plecăm strategic de fiecare dată ca să putem reveni. Lăsăm proștii cu oamenii noștri în minister. Să cauționeze toate lucrurile. Da? Da. Și după aceea tragem cu torpila în ei și declarăm proștii națiunii. Adică ce vrea să-mi spună mie toată floarea presei române? Dând în dreapta ca în hoții de cai. Că vezi, doamne, de-al de Andrușcă, de-al de Teodorovici, de-al de Dăncilă, de-al de Vâlcov, de-al de toată gașca lor, sunt niște lumini, frate. Sunt niște lumini, sunt deștepți, sunt frumoși, sunt de vreme acasă, sunt luminați, știu să vorbească și aduc fonduri europene. Dumnezeule mare. Ăsta e Ponta. Ăsta e Ponta și ăsta e Cristache. Și spunea cineva pe net, băi, dacă nici după 4 luni de zile nu a scoate pe Cristache de acolo cu ranga. Adică nu să ne faceți nu știu ce chestii, dar scoateți-l, domnule. Levierul, scoateți-l așa, băgați-l un pic. Scoateți-l, că nu poți să faci nicio reformă când la TVR-ul de stat plătit din banii mei vine unul care să mă înjure și să nu mă lase să fac nicio reformă. Știi de câte ori a zis că iese din politică, Ponta? A, dar m-am plictisit eu. Două ori știu eu. O dată după alegerile astea unde a luat-o rău de tot. Da. Și nu vrea să înțeleagă că e un cadavru politic. Și nici băieții aia, Predoiu, ce mai în spate. Nimeni nu înțelege. Doamne, toată lumea nu înțelege. Nici Tăricianu nu înțelege că s-a terminat cu el. Nici Vlădescu nu înțelege că s-a terminat cu el. Nici liniști. Hrebenciuc nu înțelege. Stați liniștiți la locurile voastre. Nu e. Ponta nu merge nicăieri. Deci... Vi se pare că... Știi de ce l-au pus din nou pe șine? E nevoie să agite cineva. No, sau comanditarii din China au făcut scandal și au zis, bă, băiete, am investit în tine, adică tu ce faci aici? Ne tragi clapa de aici acasă? Odată cu Joe Biden a venit, că zice, dumneavoastră, cine tot spui, domne, de America? Ce vă tot spun de America? Eu vă spun de America pentru că
Eu cred că înțeleg cum merg niște râuri subterane. Da? În momentul în care vine ăsta, tătucul ăsta care cade pe scările avionului Biden la, vine în America, toată lumea zice business as usual. Să reluăm de unde rămăsesem. Corect. Și unde rămăsesem? Rămăsesem în 2016, noiembrie. Bine, Ponta era deja împușcat, că a fost și un colectiv între timp. În 2016 să reluăm. Da? Agenda globalistă socialistoidă. Uh-huh. Nici măcar socialistă nu e. Bine, ce mai zici? Că suntem socialist combinat cu multinaționale. Da. E paradoxal. Nu e paradoxal. Nu e paradoxal. La prima vedere așa e, Adrian. Acum că decodezi tu, că nu e altă poveste. Dacă uitați-vă ce zicea Marx în Capitalul. Ce zicea Marx în Capitalul despre bănci? Cum critica Marx băncile, marea finanță în Capitalul? Da. Și răspunsul e, nu o critica deloc. De ce? Da? Ba mai mult, spunea că trebuie instituit un monopol asupra mijloacelor de creditare. Da? Exact asta e Banca Centrală. Și nu e vorba numai de Banca Centrală unde zace domnul cu pricina pe care îl înjură toată lumea. Este vorba de toate băncile centrale ale țărilor. Și nu e vorba numai de toate băncile centrale ale tuturor Rezerva țărilor. Federală care este pe de parte și Banca Centrală Europeană pe de alta. Și după aia e statele... Și după care într-un colț acolo, în Elveția, mic într-un colț, băgat. Ai o chestie care se cheamă Bank of International Settlements. Abia acolo e... Dacă vrei să bagi undeva, vii cu un ac subțire, știi cum făceau cu cumanii sau nu știu cine făcea pe aici. Am citit undeva, nu mai țin minte nimic, sunt un tataie de la chior. Și băgau un ac aici în ceafă, știi? Dacă vrei să paralizezi treaba. Și de la băncile, de la marea finanță începe tot. Plus, că vorba lui Lenin, puterea sovietelor plus electrificare. A, da. Și electrificarea în cazul ăsta... Acum vine 5G-ul, tata. Există stânga și dreapta. Corect. Da? Ca zic așa, un deget și celălalt deget. Tehnologia, final, mamaie. De tehnologie. Și cine a dus tehnologia? Bună întrebare, Adrian Struța. Cine a dus tehnologia? Cine a dus tehnologia, oricum nu o să fie ăla care o să o ia de aici. Ideea este, știi, că până și Arhimede și cam toți și Newton au visat. Da? Le-a mai căzut un măr în cap din când în când la câte unii. Alții au visat noaptea, cum e să lumineze ziua, să facă din noapte zi cu lumină. Da. Alții au visat cum merge curentul electric. Au visat niște oameni. Mijloace de creditare centrală, bănci centrale care printează bani și banii ăștia ajung la cine? La cine trebuie, întotdeauna. Plus tehnologie, ca să poți să creezi mașini pe bandă rulantă și cârnați. Fac două lucruri. Distrug clasa de mijloc, aia care e coloana vertebrală a oricărei societăți, tradițională, mici meseriași, și pauperizează societatea, astfel încât tu ajungi să lucrezi la companii și tu zici că sunt companii private, internaționale. Da, sunt. Citeam un articol care spunea că 50 de familii din Statele Unite strâng împreună o avere de 1,2 trilioane de dolari. S-o grăma de bani. Da. Cât de private sunt companiile private? Uită-te la Amazon, care contracte de la CIA și Washington Post, cu CIA și cu cine vrei și cu cine nu vrei. Uită-te la Business Insider. Dar uită-te la Microsoft-ul lui Bill Gates, care tocmai a luat 21 de miliarde de euro, de dolari de la armata americană pentru niște... Companii private. Pentru niște chestii pe care... Pe ochiul meu. Pe care eu am înlemnit ce vrea să facă, ce fel de tehnologie. Vorbești de articolul pe care noi l-am publicat și că am furat o anumită parte a presei. O anumită parte a presei care măcar nu vă citează, că faceți un efort să-l traduceți. La New York nu se scrie în română. Nu e. Plus că nu e luat de pe la New York, că e luat de noi. Noi mai luăm articole pe care New York nu mai îndrăznește să le dea, că sar în cap și așa pe acolo, e puțină ciudățenie. Vrei să vorbești despre el? Despre ce? Despre articolul ăla, ca să nu lași lumea în aer, că nu se înțeleagă ce s-a întâmplat. Păi nu, te rog să spui, că doar voi ați scris. Bun, nu-l pregătisem. Eu să mă leg de șoșoacă și Rusia și florile de ambasadă. Până te legi de toate amărăciunile. Până găsești tu chestiunea aceea, haideți să dăm câteva minute, că după aia vreau să te întreb povestea cu corabia, nu-mi iese din cap, mi-ai spus azi o pildă de m-a dărmat. Ți s-a părut ție. Ei, na.
Nu te las neîntrebat. Vreau să vă aduc aminte că avem niște trompete în România care nu ne fac doar rău nouă celor de aici și ne poluează zilnic și ne spun vrute, nevrute, minciuni peste minciuni și deasupra alte minciuni. Văd că deocamdată sunt în stare să-și apere onoarea României. Șoșoacă, zice. Dar nu, e ceva de noaptea minții. Eu nu pot să cred că noi trăim în România așa. Șoșoacă zice așa. În calitate de senator, mi-am cerut scuze ambasadei Rusiei pentru jignirile aduse de anumite persoane. De ce? Pentru că un grup de manifestanți săptămâna trecută în frunte cu Diplan s-au dus în fața sediului ambasadei pentru a comemora masacrul de la Fântâna Albă. Chipurile domnului Diplan au fost arate că nu e rusofil. Era să zic rusofob. Deci că nu e rusofil. Mm-hmm. Și a supărat-o pe doamna Șoșoacă. Și zice doamna Șoșoacă, fii atent cum face ea politica externă. Nu ai dreptul să declanșezi un conflict diplomatic din care noi putem să ieșim terferiți într-un hal fără de hal. Ce caută meeting-ul să-mi deturneze către stricarea unor relații diplomatice și așa precare cu vecinii? Îți dai seama câți oameni fără cultură juridică și diplomatică se află la conducerea statului român? De ce nu au luat atitudine? Unde sunt diplomații de excepție pe care îi aveam? Să fiu singurul senator din Senat care să-și ceară iertare, scuze? Vine și Cerva, Codruța Cerva, vedeta României TV. Eu mâine o să mă duc, o să iau un buchet mare de flori, o să bat la ambasada Rusiei și o să-mi cer scuze. Poate o întreba ambasada Rusiei cine este. Nu, așa. Nu trebuie că știe, stai niște, dar problema e așa. Da? Codruța Cerva, hai să o spunem pe șleau, nu avem voie să avem relații bune cu Rusia pentru că ne interzice UE. Și termină apoteotic Lazarus. Luis Lazaru, de la fosta televiziune Zeus, asta nu știu cum se cheamă, la care tot au un canal de YouTube. Da, e fostă sau nu e fostă? Habar n-am dacă mai e o licență la televiziunea Zeus. Zice și Lazarus ceva ca să nu doarmă. Auleu, iar o să ne ia ăștia, o să ne facă ăștia rusofili și nu știu ce. Bă, băieți, nu. Adică totuși. Aș comenta un felul următor, că există un proverb românesc care sună așa. Câinele moare de drum lung și prostul de grijă altuia. Da. Bine, în cazul ei, ea nu moare de grijă a Rusiei și nu cred că ar putea cineva să spună că doamna Șoșoacă este proastă. Dar, în orice caz, n-aș vrea să implic eu un asemenea lucru. Ea știe precis ce face. Este fica unei șefe de lojă masonică feminină în România, cu foarte multe influențe la foarte mulți general, facem o listă. Așa o facem, păcat că nu am să ajung și eu ca băieția care scriu pe... Masonii ăștia erau misogini, pe vremuri nici nu erau loje de femei, știi? Asta e invenție mai nouă. Păi mai... nu, ca să... Doamnele să aibă și ele o preocupare. Păi, da. Da? Să se vadă doamna Joana Mihaela cu doamna... nu, vreți să mai dau nume? Mai dau, dar doamna Joana nu se ascunde, restul le deconspir. Așa. Niște doamne care au făcut acolo un cerc. Nu erau unde să vorbească de rochi și de pantofi. Dacă ar vorbi numai de asta, mai vorbesc despre care e ultima amant, care e ultima... Da, și nu puteau să vorbească la un cumpărături la Paris, care e ultima... Nu erau șorțuri de bucătărie, vreți, de alea cu simbolul? Nici o femeie care se respectă nu se duce acolo. S-au adunat niște doamne, au încercat să aducă niște femei onorabile, care mai știu câte ceva, dar femeile au avut suficientă minte încât să le refuze pe aceste doamne care au pus de lojă. Da? Când te duci să stai braț la braț, că spune cu cine te adun ca să-ți spui cine ești. Și așa că doamnele astea n-au ajuns, nici doamna Șoșoacă, eu nu zic că este ignorantă, dar zic un singur lucru. Și întreb așa, gândindu-mă cu ce-l putea consilia aia pe Bogdan Baldasar, de pildă, în anul de grație 1991. 93 s-a întrebat. Da, mă gândesc așa că abia terminase facultatea, el era ministru în guvernul Roman și oare ce îi preda? Da? Mă întreb. Dar după aceea am aflat că a fost și consilier al Adrian Năstase. Și iarăși mă întreb. Doamna Năstase, ce vă spunea doamna Șoșoacă? Pă bune. Ce vă învăța doamna Șoșoacă? Ce aveți nevoie să știți de la doamna Șoșoacă? Poate să facem un interviu cu el. Că văd că... Adică prea multă lume e consiliată de doamna Șoșoacă. Noi n-avem interviu. Era proaspăt absolventă de facultate. Nu era o lumina dreptului. Oricât ar fi fost de inteligentă. Erau mulți alții la fel de inteligență. Acum nu stăm să numărăm inteligențele. Nu le facem IQ, le măsurăm pe aici. Dar totuși. Adică e un coincidență în România, nu cred. Da? Și știu foarte bine că vii din partea Partidului Neamul Românesc, unde e jumătate din fosta securitate și din fosta direcție de informații armate, despre ce naiba vorbim aici? Adică chiar ne considerați proști? Totuși.
Nu cred că se referă. Se referă la o masă de asta de manevră. Că... A, da, hai să, hai să, hai, eu zic, hai la Microsoft înapoi, că am găsit. Hai la Microsoft. Pe cât e de ciudat, pe atât e de interesant. Compania Microsoft depune un patent de minerit de criptomonede prin monitorizarea creierului uman. E luat după Independence. Să nu credeți că l-am visat noi ca băieții de la Național. N-avem ce să scriem și ne scobim prin... No. Nu. Nu ne scobim nicăieri. Independent. Și am mers și am uitat un pic și pe aplicația de patent, că e, bineînțeles, că e publică, nu ca în România. Da, paranteză de 10 secunde. Asta Național se face, scoate subiecte din tolbă de aiurea, dar subiectul de astăzi e corect. Mitrea și cu Năstase sparg PSD-ul. Mitrea cu Năstase sparg PSD-ul. Mirul, Mitrea și Adrian Năstase, rețineți. Așa, revenim la Microsoft. Eu cred că e spart deja PSD-ul, dar... E, nu mai... Da, eu mă bucur când... Da, deci... Întâlnătă-i drace. Luați-l, citiți-l, dar e interesant că nu vreau să intru în foarte mare amănunte, că sunt tehnice. Apropo, de ce înseamnă să faci minerii de criptomonede? Criptomonedele folosesc o tehnologie, se cheamă blockchain, în care tranzacțiile sunt ținute în niște registre împrăștiate pe tot network-ul. Și ideea e că îți trebuie niște calculatoare care nu fac altceva decât niște computere, care nu fac altceva decât să genereze numere prime, mari. Da? Pentru că tranzacțiile alea, bun, foarte pe scurt, folosesc aceste numere prime. Cine ghicește numărul primul la o tranzacție, și asta se întâmplă destul de repede, basically câștigă o fracțiune dintr-un bitcoin, care valorează ceva bani. Și acum există pe tema asta, toată lumea s-a ambalat și a făcut rost de plăci video, supărate foc, masate în ferme, da? Deci sunt niște hale imense umplute la refuz cu servere care nu fac altceva decât să genereze numere prime. Cum poți să faci treaba asta mai ușor? Uite, Microsoft vrea să folosească creierele umane. Și zic, domnule, dar cum adică? Păi, bun. Numere prime foarte ușor se generează cu computere cuantice. Da. Asta e unul din avantaje. Asta e unul dintre avantajele majore pe care le au tehnologie de computer cuantic asupra calculatorului computerului astea pe care le știm noi. Generează foarte mult, fac înmulțiri, împărțiri foarte repede. Astea, alte nu. Și tu poți să generezi numere cuantice cu el și ele, din cauza asta, sunt bune, de exemplu, la genul ăsta de lucruri sau la spart comunicații criptate, iarăși. Acum, cum a ajuns Microsoft să folosească creierul uman pe post de computer cuantic este altă poveste. Ok? Uh-huh. Cred că are legătură cu... Știi cine a introdus când a venit? Nu mai știu dacă în primul mandat sau al doilea. A aruncat cu bani într-o chestie care se chema The Brain Initiative. Inițiativa creierul, cred că s-a numit. Proiectul creier. Barack Obama. Nu din cauza că era el foarte brainy așa de felul lui, ci din cauza că așa i-au zis băieții din intelligence. Au zis, pst, pst, bagă asta. Du-te, semnează foaia asta și dai bătaie. N-ai auzit niciodată nicio referință. Ce face brain activity ăsta, brain project ăsta? Ce face? Încotro se duce? Cum? Ce fel? No. Dar banii au curs încolo. Da. Și cred că dacă te uiți o să observi că și nu sunt numai ei, sunt și chinezi, băgați. Păi Adrian, toată lumea tu săptămâna trecută ai spus în emisiune cum se ascunde informația în ADN. ADN. Din cauza că... Iacătă că îți certifică și spune negru pe alb Microsoft-ul că asta face. Nu știu dacă, nu, cred că e mai complicat. Ce zici tu? E mai sofisticat chiar. Moderatoarea noastră s-a uitat la un film pe care cred că o să-l... Încerc să lucrez. Acum... Întrebarea e ce pățim noi dacă dăm filmul ăla. Pe net. Că el mai există, dar una este să existe pentru un colț al internetului sau două și alta e să-l dai tu acolo la o mass media care e destul de... Și așa sunt tot felul de probleme, că uite, dar nu uita să-l dăm. Lumea ne crede din ăștia, mainstream people, care sprijinim vaccinarea în masă și care îl sprijinim pe Câțu și... Îl sprijinim pe Câțu, că e puțin mai creț la neuron decât băieții ceilalți cu neuronul singuratic. Ce, te înjură cineva că sprijin vaccinarea? Că suntem mainstream, că ne-a cumpărat Câțu și că noi ținem pe noi. Să fie foarte clar. Noi am publicat un articol foarte interesant, asupra căruia aș vrea să atrag nițelușa atenția. Foarte interesant și foarte legat de virus.
Și articolul se cheamă așa. Până la urmă, Trump avea dreptate. Două puncte. Lumina soarelui distruge virusul Wuhan de 10 ori mai repede decât se credea. Bun, de fapt, titlul e puțin... Nu e de 10 ori, e de 8, ceva ori. Dar până la una am zis 10 ori. Am zis-o așa, grosso modo. Și există această University of... O universitate din Santa Barbara, cred că se cheamă, din California, care vine și zice așa. Cineva de acolo a făcut un studiu. Știți când ne-au zis nouă pe vremuri că, domne, nu, domne, ăsta rezistă și la lumina soarelui. S-a întâmplat cam prin aprilie, martie, aprilie, probabil anul trecut, da? Da. Cu care ne-au mințit ca niște sconși, 7 miliarde de oameni ne-au făcut viețile praf. Nu, domne, că ăsta rezistă la soare. Și pe mine m-a mirat că știam că ruda lui mai mică, ca să zic așa, testarea, SARS-ul, pe care l-au testat în... L-au testat, verbele nu sunt alese la întâmplare, la întâmplare niciun caz, în 2003, și varianta care se cheamă MERS, care era, ca să zic așa, hai să spun, gândită pentru Europa, pentru Orientul Mijlociu, cam dispăreau de la soare. Era o problemă cu ele. Și zic, băi, știam asta. Zic, domne, e ca la mașini, știi, au schimbat volanul și scaunele, dar ca zic așa, frame-ul, structura de bază a rămas aceeași. Da, dar în vara asta n-a dispărut. În ciuda studiului. A dispărut sau n-a dispărut? A fost soare sau n-a fost soare? Sau cât soare a fost? Sau ce fel de soare a fost? Eu zic că a mai dispărut un pic, numai că dacă te țin în casă, știi, stai cu el în casă. Dar, ce zice studiu? Foarte interesant. Și două aspecte aș vrea să... Da, are 1000 de like-uri, că românilor le place. S-au săturat toți de vaccin și de nebunie. Ce spune studiu? Dom'le, modelul pe care l-aveau ei de-a inițial și pe care l-anunțaseră toți oamenii ăștia frumoși și mari de știință, nu era bun. Pentru că, de fapt, îl pârlește soarele în 10-20 de minute. Da? Asta ce înseamnă? Înseamnă că, practic, pe lumină, vara, tu ai șanse mari să nu-ți trebuiască masca. Asta înseamnă. Da? Dar întrebarea mea este, și începe o elaborată. E o teorie elaborată, au făcut teste, au ieșit că, bun, e spectrul ultraviolet și sunt 3 zone de ultraviolet. Știți articolul că nu vreau să intru să înșir toate alea, să obosesc lumea. Cert e că ei credeau că gama UVB, gama de mijloc din ultraviolete, e singura care distruge virusul ăsta, da? Și s-a dovedit că sunt și ultraviolete, UVA-ul ăla care mai dă de frecvență mai mică, care spârlește pielea, practic, despre ăla e vorba, și care există din abundență vara, da? Și că ăla ajută și el la omorârea mediului înconjurător, nu se știe exact cum și ce fel, dar bun. Întrebarea mea e, după ce am scris și am citit tot articolul, a fost: bine, mă, și asta înseamnă că voi ce, ați aruncat o teorie fără să o probați? Nici măcar n-ați făcut teste, v-ați trezit după un an de zile. Stai puțin, stai, testele chiar... aici venim la vaccinare. De ce au vorbit? La vaccinare în sine. Au vorbit un an de zile, ne-au băgat pe toți în casă toată vara. Tu ai prognoze la vreunul din aceste vaccinuri pe termen mediu și lung? N-ai. N-ai, dar bine, nici nu poți să ai. Păi n-ai, că cât a durat? N-ai termenul lung pus la dispoziție. Da? Că te-ai grăbit. Știi? Lumea zice, domnule, că voi sunteți mainstream și apărați pe ăștia care nu îi apărăm deloc. Dimpotrivă, noi la începutul pandemiei am fost oamenii care au zis, bă, vedeți că are o bucată de virus HIV în el, lucru care s-a adeverit din două părți. Din mai părți, multe surse, da. Odată din Australia și odată din Luc Montagnier, din partea lui, că știa cum arată virusul. Și OMS-ul se duce într-acolo, mai devreme să mai târziu. Am avertizat de o grămadă de lucruri, dar nu suntem de acord cu cei care zic că nu există virusul pe bune. Cum adică nu există virusul? Vezi că moare lumea, da? Deci de gripă nu se moare. Deci în felul ăla și... Nu, și de gripă nu ți se... De gripă ți se îmbolnăvește plămânul. Nu și rinichiul, stomacul, deci, ficatul, creierul și așa mai departe. Dacă cineva vrea să bage pe toată lumea în casă și să răstoarne societatea asta pe dos, și noi credem că cineva există, cineva ăsta chiar există, eu chiar cred că este asta, sorry, din câte o informație am reușit să adun, de ce ai crede că folosește ceva ce nu există? Poate să folosească un virus care e făcut special pentru asta. Și dacă tu ai vrea să faci un virus pentru asta, ce ai face? Ai face un virus care se transmite foarte ușor. Da? L-ai răspândit numai tu știi cum, în fel și chip. Da?
să nu fie foarte letal, că dacă e prea letal o să moară toată lumea și nu știu ce faci, vrei să depopulezi, altă discuție, da? Vrei să câștigi niște un control asupra unor lucruri pe care le vom vedea, că se vor desfășura. Ai și antidot, ai vaccin, îl vin și câștigi bani. Eu n-am să iei declarația aia cu vaccinul făcut într-un weekend. Știi? Că e publică, modernă, făcută într-un weekend. Să înlemnești când vezi așa ceva. Adică, hai să reinventăm microbiologia. Mai devreme de 4-5 ani, niciun vaccin n-a fost obținut. Nu, da, ideea era că au această tehnologie numită ARM messenger. Și o adaptezi așa, pui un update la tehnologie. Da, tu doar vii și grefezi tu doar grefezi virusul pe care l-ai cultivat. Măi, Adrian, tu ești foarte încrezător. Eu sunt mai pesimist. Problema e că de ce n-ai auzit de tehnologia asta până acum? Păi n-a auzit lumea ca zic așa. Zis că o folosesc la vindecarea cancerilor. Arată-mi și mie câte cancere s-au vindecat, câte boli Alzheimer s-au vindecat, câte boli Parkinson s-au vindecat. Că așa au zis că această tehnologie este folosită deja experimental pentru vindecare de boli degenerative, de cancere, de... Pentru îmbunătățirea soldaților o folosesc? Nu știu, mă întreb. Uite că tu n-ai zis și asta, adică eu aruncasem că a luat contractul de 21,9 miliarde de dolari de la armata americană de la Microsoft, dar n-am spus sau invers, Microsoft de la armata americană, dar n-am spus pentru ce. Pentru căști de realitate augmentată pe care le vând, care permit utilizatorilor să vadă holograme plasate în mediul real. Soldați bionici. 120.000 de căști fabricate în SUA. Realitatea augmentată diferă de realitatea virtuală prin faptul că adaugă elemente grafice câmpului vizual existent al utilizatorului în loc să îl înlocuiască cu un mediu complet nou. Nu, practic ce înseamnă asta este că ție ți se transmit, ca să înțeleagă toată lumea, tu ai niște ochelari sau niște căști. Da. Da? Pe care tu vii și pui... Două minute. Vii și montezi niște... ai tot felul de zone pe care proiectezi prin mijloace tehnologice bucăți de ecran. Ce anume? Păi, de exemplu, ce face inamicul la 20 de kilometri? Că ai un satelit care se uită. Și eu pui l-o acolo, că vrei să vezi. Vin tancuri, nu vin, o iau încolo, ce se întâmplă? Da. Sau o vedere de sus. Ești într-un câmp de luptă și vrei să vezi după deal inamicul. Și tu nu vezi după deal. Dar băieții de sus văd și îți proiectează și tu vezi în timp real unde sunt, ca să știi dacă se mișcă încolo și încoace. Să le dai la cap fără să pățești nimic. Dar hai să, că sunt două minute și se întâmplă ceva foarte interesant, pe care chiar aș vrea să-l... Nu știu ce se întâmplă, ori îl urmărește ghinionul pe domnul Maior. De-abia mi-l scoseseră din... Corabia rămâne pe joi. De-abia mi-l scoseseră din Washington DC, acolo în încrengătură. Și cum să mi ți-l scoate din Washington, unde de-abia ai veniseră la putere băieții cu care era administrația Biden, cu care lucrase, deci cu care este în contact și foarte bine se simte. Mi ți-l scot de acolo, din scutece, cum ar veni. Și unde ți-l trimit, domne? În Iordania. În Iordania. Și ce se întâmplă, domne, în Iordania? O lovitură de stat. O tentativă de reușită. Și cine e, domne, în Iordania? Cine la putere în Iordania? La putere în Iordania este regele Abdullah, căsătorit cu, este pro-occidental, la lumea poartă fuste scurte acolo, vorbesc de femei și eventual transgender, dacă or fi, să nu zic că lumea, că Doamne ferește, am ceva cu ei, nu neapărat. Cei mai occidentali de acolo, singurul stâlp, singurul cap de pod pe care americanii îl mai au în zonă, în afară de Israel, cu care au niște alianțe și alianțele cu Israelul sunt cu cântec, era în Iordania. Da? Celălalt cap de pod care îl aveau americanii se chema Egipt. Și a fost dinamitat. Mubarak a avut grijă Barack Obama de la primul mandat. Păi da? Și de Abdullah tot a zis, de ce și-ar dinamita un președinte american capul de pod, unul dintre capetele de pod, da? Egiptul era o placă de echilibru acolo între lumea arabă și izraelieni. Da? Cum era și Turcia, cum e și Iordania. Păi Abdullah nu stă în gât Rusiei? Așa zic eu. Păi, depinde. Depinde. E complicat. Depinde. La Revoluția, ca ai vezi pe pereți, primăvara arabă, cum i-au zis, că vin cu niște mizerii din astea, deci că din 2010, când l-au pleznit pe Mubarak
Și ca să răspund la întrebarea de ce ar vrea un președinte american să facă treaba asta, nu? Păi și întrebarea e, bună, președintele e american, dar lucrează pentru cine? No. Întrebarea asta. Nu, dar eu vreau să spun că tot în vremea, dacă va pica Abdullah al III-lea, tot în vremea lui Barack Obama pică, pentru că Biden nu o să-mi spună nimeni că conduce America. Și toată administrația adunată de către Biden și nominalizată sunt oamenii lui Barack Obama. Aproape toți. Toți. Cu două excepții. Cu două excepții care erau mai în spate. Adică da. Nu-s din tabăra republicană. Aducem un indian și nu... Deci chestii din astea... Și acum zici, dar la ce folosește? Corecte politică. Foarte interesant. Și cine conduce puciul? Acum, nu știu. Abdullah, regele Abdullah, poate că din cauza că fugea Dăncilă după el să-i se tragă de la evenimentul ăla. Eu știu, de când fugea Dăncilă. Cred că da. Și de când și-a anulat vizita în România din cauza de Dăncilă. În momentul în care i-a potolit pe ăștia cu puciu, a trimis un mesaj foarte interesant. Detaliu cui? Izraelienilor, că totul e în ordine. Pentru că primul lucru care se întâmplă, următorul lucru care se întâmplă dacă pică Abdullah este mai mult scandal pentru izraelieni, care corect. Și așa sunt băgați cu spatele la zid. Da. Acum, cui transmitea mesaje pucistul, care e un frate de-al ăstuia sau ceva de genul ăsta? Și a fost un moștenitor. Europei Occidentale, filar, mama. Da, BBC. Europei Occidentale, că nu vreau să înjur pe post, că nu-i frumos. Da? Deci nu Rusiei sau Europei Occidentale. Am înțeles. Ok? Da. Așa de bine. Dar dacă mă gândesc la ce prietenie trăiască Tony mai pomenită este între Germania și Rusia, nu mă trăiască mai... Tony Blair, trăiască Gordon ăsta Brown, Jerry, trăiască, dacă nu știe lumea, Tony Blair tocmai a dat un interviu în care a spus că atunci când era premier nu era fericit. Nu era fericit, dar nici acum nu e. Nici dacă acum n-a dat jos pe Gaddafi era... Habar n-am. L-a dat el, da, a participat. Ar trebui întrebat. Niște întrebări pe care le punem noi. Cum e, domnule, să vii, te duci ambasador acolo și taman, când vii tu, dai și tu prezința alea de acreditare a hârtiile și una peste alta începe bazbuzuchia. Dar e posibil e așa cam ceva? E posibil? E cam trist. Eu nu știu ce aș face dacă aș fi înlocuit. Să vii de la Washington, Aman, este o problemă. Să declar că matematica trebuie disciplinată așa, dacă se poate, de către ideologia Black Lives Matter, pentru că amintește și evocă supremația albilor și persoanele afroamericane se simt umilite de supremația albă, evident, în matematică, e ultima găselniță a progresiștilor, da, vom vorbi despre ea joi. Adică după Mozart, după Beethoven, după toată muzica clasică, după notele muzicale, ia cătă încă un dușman, un inamic, mare inamic, matematica. Doamne, se întorc sigur câte unii în mormânt și mă întreb ce a mai rămas de demolat. Și Adrian, ce te ziceai tu? Nu mai rămân nici două cărămizi, da, peste asta dacă ne oprim. Dar probabil că ne vom opri la un moment, da, pentru că se termină curentul la priză, ceva trebuie să termine. Nu. Sunt câte unii care încearcă să spună că și noi procedăm la fel și nu e adevărat. Dacă te cheamă Bogdan Tiberiu Iacob de la Impolitic și ai niște interese și vedeți ultimele lui trei editoriale, vă lămuriți. E foarte frumos când bagi bățul prin gard. Da, nu știu dacă are legătură foarte multă cu matematica, dar revenim joi, că s-a terminat timpul și ne înjură bombă în băieții din regie. Deci pe joi, toate ce repune.